Din cauza neajunsurilor financiare în preajma sărbătorilor de iarnă, tot mai mulți băcăuani suferă de depresie. Comparativ cu lunile trecute, în această iarnă, numărul persoanelor care au ajuns în spital aproape că s-a dublat. Medicii psihiatri se confruntă în fiecare zi cu câte 30 de cazuri noi de depresie. Comparativ, să spunem, cu perioada de vară, în care se înregistrează un minim al tulburărilor depresive, în această perioadă, începând cu noiembrie și cu maxim în perioada asta de decembrie, în preajma sărbătorilor, numărul crește, cam se dublează numărul de depresii. Tania Diaconu are 35 de ani și în prezent urmează cursurile Facultății de Psihologie din București. A terminat actoria, însă nu a reușit să-și găsească un loc de muncă stabil. Grija zilei de mâine și nesiguranța financiară au fost principalele cauze care au determinat-o să apeleze la un psihiatru. Nu mai dormeam, deci aveam tulburări de somn, nu aveam insomnii. Slăbisem foarte mult, aveam gânduri destul de negre, așa, nu foarte negre, nu erau duse până la extrem. Eu am terminat, v-am spus că am terminat actorie și îmi doream foarte mult să fiu actriță, foarte, foarte mult. Am și niște ani și mi-a fost foarte greu să îmi găsesc, să lucrez la un teatru. Am avut diferite colaborări la emisiuni TV, la... Așa, și după o lună de nesomn, după o lună de chin, mi-am căutat un medic psihiatru. Tania a visat să ajungă actriță, însă pentru a reuși să supraviețuiască de la o lună la alta, tânăra a avut diverse colaborări cu mai multe televiziuni. Acum, Tania urmează un tratament medicamentos și încearcă să se vindece. Mi-a fost foarte greu în București. Am stat în diferite cămine, am stat în căminul ATF vreo 3 ani. Am fost coordonator de public la diferite emisiuni, la Academia Vedetelor. N-am reușit să-mi găsesc la un moment dat niște colaborări din care se iasă și niște bănuți ok. Am jucat în niște filme, câștigat niște bani buni, dar se duceau rapid pe chirii. 30% dintre persoanele care au ajuns la spital suferind de depresie rămân internate.